Dumnezeu să binecuvinteze această sfântă slujbă, să primească rugăciunea noastră și jertfa Sfintei Liturghii. În tainica împărăție a stăpânirii sale și Dumnezeu prin puterea și harul Preasfântului Duh să ne transforme pe cât mai mulți dintre noi în purtători de mir și purtătoare de mir, adică oameni, femei, creștini care aleargă la mormântul Domnului Hristos, fără de care viața noastră nu are rost. Iar mormântul Domnului Hristos sunt sfintele noastre altare, sfintele noastre biserici, la care suntem chemați să mergem dis de dimineață în duminecile cele binecuvântate pentru a participa la dumnezeiasca liturghie și a ne împărtăși cu Sfintele Taine. Așa cum atunci, în noaptea învierii, până la înviere, mormântul era închis, o piatră mare era așezată în fața mormântului, așa și acum o piatră mare opresc, adică o boală și deciziile celor care cârmuiesc, fac enoriașii creștinii noștri să nu participe, să nu intre în mormânt, adică să nu intre în biserica mormântului gol, dar plin de învierea Domnului Hristos. Dar a venit clipa în care piatra a fost răsturnată. Nădăjduim că va veni și clipa în care această opreliște va fi dată la o parte și credincioșii se vor alătura nouă, participând la marea taină care se petrece în realitate pe Sfânta Masă din Sfintele Altare, din Sfintele noastre biserici. Să ne ajute Dumnezeu să ne întâlnim cât mai devreme, cler și credincioși, pentru ca împreună, în jurul Sfântului Potir, să împlinim ceea ce se cuvine a se împlini, adică cu ajutorul lui Dumnezeu, manifestarea bisericii sale în toată adâncimea, lărgimea, înălțimea și cuprinderea ei. Amin. Amin. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat!